Adrian David, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, a vorbit despre costurile suplimentare pe care le-a cauzat pandemia de coronavirus, care dă semne reale de regres după 2 ani. Astfel, Adrian David a declarat că doar pentru spitalele din județ au alocat în 2 ani peste 100 de milioane de lei noi sau mai mult de 1000 de miliarde de lei vechi, la care se mai adaugă și cheltuielile populației. Vă spuneam de acele 55 de milioane de lei care s-au plătit în 2021, mai adăugăm încă vreo 65 de milioane plătite în 2020. Asta e diferent. Asta e practic sunt costurile cu pacienții COVID, la care adăugăm eforturile făcute de primării și de consiliile județene, de primării și de primării și de Consiliul Județean Hunedoara, care iar sunt câteva zeci de milioane. Cred că suma este considerabilă. Nu mai discut despre cât au cheltuit oamenii, cu pastile, cu vitamine, cu măști, cu mănuși, cu bani pierduți pe vacanțe care nu s-au mai... Toate lucrurile astea înseamnă costurile ale pandemiei. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara a mai precizat că se așteaptă publicarea unor date oficiale la nivel centralizat, dar crede că, după calculele sale, costul pandemiei în județ a fost de peste 200 de milioane de lei, adică mai mult de 2000 de miliarde de lei vechi. Mai adăugăm sporurile plătite pentru personal. La asta mai adăugăm prestațiile suplimentare ale medicilor de familie, care sunt iarăși milioane de lei. V-am spus doar ce privește asistența medicală spitalicească. Dar peste tot au pentru furnizorii de servicii policlinice, care au primit bani pentru monitorizarea pacienților COVID. O să facă ministerul probabil o analiză, dar eu zic că în județul Hunedoara depășim 200 de milioane de lei.